Dragilor, bună dimineața, mai bine zis, bună noapte, e 1 noaptea. Aici este garajul unde am avut barca pe care am atașat cabinuța, o și vedeți. Și ne pregătim să plecăm la drum. Sperăm să avem vreo 4-5 zile de stat efectiv pe apă, să facem câteva filmări frumoase pentru sufletul nostru și al celor care au plăcerea să ne urmărească. După cum știți, vizăm foarte mult pasiunea în sine. Am avut ceva divergențe cu cineva că nu postăm peștele. Am postat de câte ori am prins primul și al doilea pește. Restul este poezie. Deci noi mergem să pescuim, nu să prindem pește. Și dacă am avut 20 de kilograme și 1 kilogram, nu asta contează. Contează faptul că merge să ne distrăm, da? Deci cei care iubesc sălbaticul și care sunt alături de mine de ani de zile sunt invitați cu această ocazie la un nou periplu pe apele Dunării de astă dată. Hai să vedem ce iese. Ne-am așezat la drum. Oriunde faptul că sunt singur și gândurile mele o iau razna, stau și mă gândesc că cred că suntem nebuni să pleci de lângă familie în miez de noapte pentru niște nebuni frumoși, niște nebuni buni, nu știu cum să vă spun. Să pleci de lângă familie pentru câteva zile de stat pe apă, pentru 2-3 baboi, pentru... Oare merită? Nici nu știu ce să vă zic. Eu zic că merită, că... Aoleu, ce faruri avem. Merită, pentru că altfel am luat o razna. După mine, noi pescarii suntem cei mai echilibrați așa. Vorbesc de cei care cu adevărat bun suflet, nu cei care pleacă cu gândul la juvelnic. Asta este. Avem un... Băi, ești nebun, du-te, Doamne, iartă-mă de aici. Uitați-vă și voi. Ăștia suntem. Ăștia suntem, frate. Nu suntem în stare să mergem. Hai să trecem peste răutăți. Spuneam că... Cred că suntem cei mai echilibrați. Nebunia noastră, mă uit la mine, vorbesc în numele meu, până la urmă, că fiecare le știe pe ale lui. Îmi pun toată voința, îmi dau toată silința să realizez câte ceva. Bărcuța asta pe care știți că am construit-o cu dumneavoastră a fost pescuită anul trecut, open. Acum de-abia aștept, sunt ca un copil din ăla care a primit o jucărie nouă. A primit o jucărie nouă și vrea să o încerce. De-abia aștept să dorm pe apă 4-5 zile legat de un ciot. Mulți nu înțeleg chestia asta și e de înțeles la un moment dat că nu toată lumea e făcută pentru a sta, pentru a campa, pentru a simți. Eu nu judec pe ăla care se duce pe baltă, este treaba lui. Eu judec, să spun eu, pe cel care... Pe vulpea care nu ajunge la struguri, pe aia îi judec. Dacă tot nu faci ceva cu adevărat, nu îți da cu părerea. Citeam mai de ună zi undeva pe rețea de asta de socializare, un nene întreba o chestie banală și din câte am văzut, un nene destul de în vârstă și au apărut chibiții cu comentarii care mai de care mai belicoase și mai... Păi frate, omul v-a întrebat frumos, mă, omul ăla 70 de ani, spunea că e pensionar de ceva ani, deci consider că avea cât de cât o vârstă, a cerut ajutorul unor prieteni pescari. Dacă suntem mitocani și încercăm să arătăm că noi am inventat mersul pe jos și anumite raporturi sexuale, e nasul. Pescuitul ăsta nu l-a inventat nimeni. Eu știți că foarte bine că...
am încercat să și o să încerc pe viitor să rămân același tip pe care îl știți, cu pescuitul lui clasic, cu bazele alea simple ale pescuitului. Sunt în mijlocul a tehnologiei astea care a apărut, care ține de pescuit, și mă uit la tot felul de invenții și o majoritatea oamenilor sunt creduli și pumpără și bine, asta este comerțul până la urmă, dar chiar vorbeam cu cineva de ună zi, ne aduceam aminte, dovadă și că suntem destul de vechi, așa, de pescuitul. Eu pescuiesc de la vorba aia 4-5 ani de zile, mă știu pe cârlă, luam bătaie de la aia mari, că mă ținem de la aia mari, aia de 12 ani care s-a întâmplat aici, care se duceau 12-15 ani, 8 ani, noi aveam 3-4 ani, se duceau la pescuit și noi ne țineam după ei. Și mi-aduc aminte de dopul de plută, cu post de plută, de ață de papiotă, deci nu sunt glume, cine nu crede este treaba lui. Asta este. Mergem înainte, dăm la sute pe drum. Mai stăm și cu gândurile noastre și singuri și le mai împărtășim și prietenilor. Haide să vedem ce ieși. Dragilor, mă apropii de Slobozia. Cele două nopți în care n-am pus capul jos, sau suntem și la schimbarea orei, dormit 2 ore sâmbătă spre duminică. Azi noapte n-am putut să dorm deloc, am ajuns foarte târziu acasă și am preferat să plec la drum. Cred că am să mă opresc undeva la Slobozia, într-o benzinărie, și vreo 2 ore mă bag la somn. Între timp am primit și un mesaj de la amici de-ai mei din Văleni, care vin și ei în zonă. Băieții nu au barcă, dar am zis că o să închirieze pe cineva să-i aducă aproape de locația unde mă duc și eu. Cu această ocazie îi salut pe Acustică State și pe Pendi sau Pendulă, cum îl cunoaște lumea în Bălen, prieteni buni de-ai mei, și pe amicul lor Chempes de la Băicoi, care îi însoțește. Să sperăm că vom putea să ne vedem undeva și pe malurile pădurii, acolo unde ne ducem noi în pustietate. Eu sunt puțin mai sihastru și am să încerc să fac ieșirea asta chiar numai în cabinată, decât pentru nevoile esențiale să cobor. Am să-i vizitez, că așa e frumos între prieteni. Am să-i vizitez, poate o să închinăm și o parte vin, o vedea și ceva amintiri. Până atunci, undeva în zare se vede Slobozia la vreo 15 km. Alimentez barca, că nu bag benzină de acasă, pentru că mă mai ajută cei 20-30 de litri, adică vreo 40 de kilograme, n-are rost să-i car de la Văleni până aproape de Dunăre. Alimentez și să vedem dacă mă găzduiesc cei de în benzinărie să stau vreo oră și ceva. Ne revedem. Domnilor, suntem pe apă. Mi-au venit și prietenii de la Văleni cu care m-am întâlnit, domnul Pendi. Ia uite Pendul aici. Da, domnule. De la Pendulă, de la Vălenii de Munte. Da. Mergem ușor, cred că vedeți. Vedeți, ia, trebuie să tai valul. Vedeți cam ce e în barcă, i-am ajutat și pădui și cu oarece bagaj. Mergem înainte, am luat-o spre necunoscut. Deja am luat apă, am avut surprize cu mașina, că m-am luat după prieten și am dat cardanul jos, cardanul la barcă, la mașină. Și am avut probleme cu băgatul la apă și scosul mai peridoc. Să vedem, găsim ceva prieten la sosire. O luăm ușor către
sălbăticie și ne revedem după locație. Domnilor, la locul faptei. Am ajuns în loc unde pescuiesc de obicei, după cum vedeți, unde am barca legată acum în mal, sunt dincolo de locația unde aveam cortul. La ultima filmare, cred că vă aduceți aminte, pomii ăștia erau mult, mult în spate. Ne-am așezat și până facem noi ceea ce mai avem de făcut, să așezăm tabăra, n-am, că sunt cu cabina ta, să-mi așez toate celelalte, am zis să băgăm două lansetuțe. Vreau să vă arăt cu ce nădesc eu. Mămăligă mai grosieră cu tărâță, mămăligă chioară, mugură de lucernă. Da? Mugură de lucernă și cereale date pe moara de acasă. Cereale diverse. Aici am mai puțin porumb și mai mult grâu, deoarece am mămăliga și compensează. Nu fac altceva decât le amestec și las puțin să tragă. Mămăliga este făcută de aseară, este făcută mămăligă tare pentru că este curent de apă. Voi da cu, cred că un plumb de 90 de grame. Vom vedea ce rezultate avem. Deocamdată facem omela și vedem ce iese. Revenim cu noutăți. Este prima zi, primele momente, să-i spunem așa. Ne revedem! Iată-ne împreună din nou, undeva în jurul orei 3, după amiază. Activitate nu foarte strălucită. Murunaș, un singur caras, plăticuță, dar când spun plăticuță, ca palma, nu mai mare, ceva bălos parcă, dar rar. Am trecut pe finețuri, 0,20 linie, un 0,16 forfac. Curentul de apă foarte mare, apa foarte mare, așa, apa bună, ceva s-a întâmplat. Oriunde schimbul ăsta de temperatură, nu știu. Una peste alta s-a mișcat. Puțin mai jos, ca niciodată. Acum sunt și băieții ceilalți de la Vălenii și celălalt de la Băicoi. Puțin mai jos, n-am văzut să fi scos ceva. O perioadă de timp nici eu n-am avut trăsături, dar v-am zis, am trecut de pe fire groase și de pe hard. Să fim în top cu vremurile noastre, am trecut pe finețuri. Fidere, vârfurile de 100 de grame, 120 de grame, nici nu le-am pus pe cele de Dunăre, că nu mai vezi când trage. Acum dau cu barila cu viermuș. Am să vă arăt cu barila uscat. Uite-l aici. Cu barila uscat. Am să vă arăt cum îl bag pe ac și cu un viermuș de silicon și unul, doi naturali. Și un avat. Un avat, așa, spre jumătate de kilogram. Venit după un alevin sau venit după... Dar culmea e că a tras. Deci venit la un feeder, a tras și a tras sănătos. Mă gândesc că atunci a atacat alevinul. E undeva pe aici, în juvelnic. Timp frumos, 1 aprilie, puzărie de țânțari. Dar încolo, cred că liniștea asta și doar sunetele pe care le scot păsările și foșnetul frunzelor spune tot. Mai stăm, sunt obosit, sunt mort. Mi-e frică să intru, că dacă adorm, mă mai trezesc mâine dimineață, încerc să trag de mine pentru prima zi, să vedem locul cum este. Nada merge foarte bine, mai nou am băgat și niște fidea. Eu cumpăr fidea din aia ieftină, de
3 lei punga sau cât este și mi-ajunge, că pun câte un rotocol din ăla, pun în nadă. Într-o jumătate de oră se moaie și văd că și-a mai făcut treaba. Nu știu colegii cu ce dau, cu ce au momit, v-am zis cum le vedeți. Au mal, nici nu mai sunt la un, la lansete. S-au lăsat pe gubaș. Asta e, îi dăm înainte. Bună dimineața. Hai, nu să nu zici că trage chiar acum. A doua zi, deci putem spune că asta este prima zi. Vom pune pauză. Tocmai vă spuneam că nu trage. A ieșit, îl bag aici cât filmăm. Primul care a serios, era mai prins ceva. Am mai prins să mă șterg și eu să facem la mai făcute. Era mai prins, dar mărunțel. Este primul caras care este mai mare. Bine, și ieri am fost cheaun, am dormit tank. De-aseară de pe la 11, că n-am vrut să dorm ieri după amiază ca să pot să mă odihnesc până azi dimineață, ca niciodată pe la 6:30, când se mijea de ziua. Scade apa, dramatic. Deci am acolo niște semne. Pot spune că a scăzut. Dacă luăm și facem socot, calcul așa, vreo 10 cm. A scăzut vreo 10 cm și scade în continuare. Acum să vedem ce zi e astăzi. Să sperăm că intră puțin și pe vad. Prietenii mei, în continuare, aseară ne-a costit că unul din prietenii mei a prins o plătică. O plătică, poți să-i spui plătică mai mare, așa, mare, mai 20 și ceva de centimetri la ac de 2. Pe montură de zi de caras, de bonduel cu virmuș. Asta este, mergem înainte. Armez și ne reauzim. Ne revedem. Am mai trecut vreo 2 ore de la ultima mică înregistrare. A început să intre pe vad, plătică, caras. Am scăpat un caras frumos pentru că în mitocănia mea mi-a fost lene să mă întind după juvelnic. Așa, caras mai mare ca palma, carasul de Dunăre pe care îl știm noi. Nu foarte mult. Curios, al doilea avat, tot așa spre jumătate de kil, al doilea avat la un carcalete, la o râmbă cu viermuș. Apa parcă s-a limpezit, să spun așa, și a mai schimbat culoarea. Oriunde am greșit eu dimineața, datorită razelor de soare, mi s-a părut că e tulbure. Apa bună, frumoasă, cred că se și vede. Așa, scade vertiginos. Nu e un lucru rău, canalul pe care suntem undeva la intrare are un povârniș și asta înseamnă că o să se estompeze viteza curentului dacă mai scade puțin. Da? Nu vom vedea. Ideea este că chiar dacă ieri am fost obosit și asta, am tot dat, s-a dus multă mâncare jos. A început să intre pe vad, cel puțin la mine, eu vorbesc în numele meu, nu-mi place să vorbesc despre colegii mei, fiecare pescuiește în stilul său. O zi superbă, o zi de primăvară superbă. Îmi pare rău că nu sunteți alături de mine, asta așa ca o răutate, dar și noastră când vă duceți, ne faceți nouă în ciudă. O ciudă prietenească, nu trebuie să o luăm în nume de rău. Stăm pe ele. Poluăm puțin cu o pipă, cu tot un bun aerul. Bem o gură de... Astăzi nu plecăm cu barca nicăieri. Bem o gură de vin la ora 10 și ceva, după ce am mâncat câte ceva, stăm și ne bucurăm de timpul pe care îl avem la dispoziție. Ne revedem.
Domnilor, după circa o oră și ceva de când ne-am auzit ultima oară, vremea s-a schimbat radical. Acum s-a mai potolit puțin vântul, cu toate că cred că se poate vedea în vârful pomilor. Da? Stai că eu filmez alte... Bate foarte, foarte rău, dar acum s-a mai potolit puțin. Puțin mai devreme le-a luat la prietenii mei după mal toate cele și le-a aruncat în apă. Eu vreau să spun că sunt puțin ferit aici, sunt sub maluri. Ferească Dumnezeu de salciile astea și de... Dar asta este riscul și pasiunea nu se discută. Au fost niște valuri foarte mari, a intrat carasul, am scos un cărășel la vreun kilogram, al doilea l-am adus, că așa e omul, cu năpărchetele ăsta de lansetă până la câțiva metri și a luat zborul, pentru că mi-a fost lene să mai scot din ce am eu înăuntru. Uite că iar se agită vremea. Au anunțat cod portocaliu, sperăm să fie doar vânt, să nu avem surprize cu ploaie, cu altceva. În țară s-a anunțat și mai rău, dar aici temperatura este de vreo 20 de grade, adică frig nu este, atât că bate vântul foarte rău. Cred că pe navigabil nu mai circulă nimeni, aici suntem încă feriți de malurile astea, de taluzurile astea de mal care ne țin. La barcă se simte foarte puțin. Așa, a mai intrat Morunaș, una peste alta începe ușor, ușor să... Poate începe să intre mai bine pe vadă. Facem o cafea, mâncăm ceva și ne vedem de treabă. Ne revedem. După cum vedeți, ei, s-a pornit urgia. Începe vântul să bată din ce în ce mai tare, extraordinar de tare. Culmea e că am mai ciupit unul, doi, lansetelor. Dar bate vântul într-un hal fără de hal. M-am băgat undeva după colțul bărcii, poate reușesc să mă și alunez. Încerc să stau să mă ferez dacă cumva se rupe. Valuri ca la mare, după cum vedeți. Asta este riscul pasiunii și riscul meseriei, cum se spune. Nu renunțăm, stăm pe el. Domnilor, s-a făcut un pic și de 4 după amiaza, am trecut la vertical cu bețele pentru că nu-mi permite să mai văd din cauza vântului. Am ancorat și de o parte și de alta, am legat la mal, mai bine zis, barca și în 3 puncte ca să nu mai mi le scoate după vad vântul, mă tot învârtea, deci împotriva curentului mă împingea vântul. Plătică încă un caras, e activitate, atât că trebuie acum și mai multă atenție, pentru că te mai păcălește și vântul puțin, după cum vedeți, nu vrea să se potolească de niciun fel. Mă uit deasupra ca să nu avem vreo surpriză, să v-am zis, stau cumva mai ascuns, să n-am vreo surpriză, să cadă vreun lemn în cap. Și stăm pe el. Am trecut mai mult doar pe viermuș. Îl ia mai greu. Două rămă cu viermuș. Restul urmă au câte doi viermuși. Orice ar veni pe vântul ăsta,
Sperăm să vedem ceva acțiune. Vom vedea ce-o fi. Se apropie seara și de vreo oră jumate n-am mai făcut deloc activitate. Scoatem numai așa, scoatem după apă. Din cauza vântului s-au agitat adâncimile, să spunem așa, și a început să miște substratul ăsta și pălăriile. Mai stăm, mai încercăm, vedem ce ieși. Cred că am ochii roșii de la atâta vânt pe ziua de azi. O zi grea. Acum pe seară, să zicem că s-a liniștit puțin vântul. Prietenii mei au ieșit la o fidereală. Cred că au ajuns la concluzia că e timpul încă de vreme pentru momeli mari. Stăm pe ele. O zi grea, v-am spus, a bătut vântul din toate pozițiile. Din 10 ore cât am, nu, n-am pescuit 10 ore. Ba, hai să zicem, din 10 ore cât am stat în barcă, mai mult de 2 n-am putut sta în fața lansetelor, atent, ca să vedem orice activitate, oarece activitate. Nu ne uităm, ne bate Dumnezeu. Chiar acum, după cum ați văzut, am avut un semn de viață, dar sperăm că mâine să ne lase vântul în pace și să ne vedem de treabă. Așa ar fi ideal. Tocmai vorbeam. Da, sperăm că mâine va fi o zi mai bună. Dacă vor fi ceva lucruri interesante de spus în seara asta, mai revenim, dacă nu, după un somn bun, mâine dimineață ne întâlnim aici. Bună dimineața, s-a trezit Dulceața. Asta, să începem cu o glumă așa. 6 și foarte puțin. S-a luminat. O zi superbă. Văd că astăzi joacă apa. Astăzi văd pește sărind. Dacă ne uităm, de jur împrejurul nostru face rotocoală așa de iese la aer. Avem deranj. Aseară târziu am luat un ciortan până într-un kil jumate și le-a coafat pe toate. După cum vedeți, nu știu dacă puteți vedea, sunt toate făcute praf. Le desfacem și vedem ce iese. Sper să ne vedem. E o zi superbă. Sper că nu ne încurcă soarele. Am avut și o trăsătură în direct cu dumneavoastră. Ia să vedem dacă mai reușim ceva. Vreau să vă arăt o rețetă de mămăligă pe care o fac de ani de zile. De mămăligă de cârlig pentru lansetă. Așa. Ceva s-a întâmplat aici. Așa. Până una alta să încercăm să scoatem, dacă nu cred că vine foarte ușor. Am avut, să zicem așa, un țac în direct. Mămăliga de care vă vorbesc este făcută dintr-o mămăligă chioară normală, puțin mai fiartă, în care vă arăt, vom pune câte ceva. Ia să vedem. Să vedem cum arată. Iată mămăliga de care vă spuneam. Ea la bază, deja am făcut-o, ea la bază are mămăliga normală, pezmet, deci pur și simplu nu punem deloc apă. Băgăm pezmet în ea până în momentul în care vedem că nu se mai rupe și vă garantez că nu mai cade din ac. Secretul pe care vreau să vi-l dezvălui nu este, că asta știe toată lumea. Eu iarna pun 2-3 linguri de miere, deci asta e miere, ce vedeți noastră, foarte lichid, pun usturoi și pun la un cocoloș, cam așa, o jumătate de linguriță din această miere pe care o amestec.
am pus-o să pun acum împreună cu dumneavoastră. O amestecăm bine, bine de tot și vedem cum stă, cum stă în cârlig. Să sperăm că dă rezultate. O amestecăm bine, 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 bine să se înglobeze. Colegii mei dau cu pietre, vorba vine. Am, știți că eu sunt singuratic de fel, dar de data asta am avut o companie pe mal plăcută. Doi dintre cei trei companioni ai mei sunt din Văleni, pe care îi cunosc de ceva vreme și oameni de calitate. M-a avut plăcerea să-l cunosc pe al treilea, care e din același material făcut. Așa, ia să vedem noi. Eu pescuiesc că pentru această mămăligă am un cârlig de, zic eu că e de 8. Nu fac altceva decât, v-am zis, trebuie foarte bine omogenizată, să sperăm că avem rezultate și va sta nac. Nu fac altceva decât fac cocoloșul și pe tot acul fac o pară. Mai dau un drum puțin la piedică. Așa. Deci pur și simplu am înglobat acum. Așa mai salvăm și momeala de peștele mai micuți care de unde trage. După cum vedeți, eu pescuiesc cu coșulețele turnate de mine din bigudiuri. Armăm cu nada pe care o facem noi, pe care v-am prezentat-o la început. De atunci am mugurit de lucernă cu restul de cereale. A mai rămas acum și restul de mămăligă. Facem o nadă dispersoare ca să se ducă pe vad, deoarece e curent de apă și curentul va duce acul implicit în fața coșulețului și tot mirosul, sunt deștept, am aruncat crâpa direct în găleată. Tot mirosul de la nadă se va duce peste ac și va atrage peștele. Cam așa arată cocoloșul de făcut la rece, cocoloșul de mămăligă pentru Dunăre. Vom lansa și vom aștepta. Se făcu și de ora 11. Activitate normală. Parcă puțin mai bine a fost ieri pe vântul ăla. S-a luat plătică. Eu am mai înecat un caraș și o plătică și îmi meri soarta pentru că mi-a fost lene să mai iau minciogul. Am zis că o să ridic în barcă. Mă gândeam așa în sinea mea, avantajele acestei bărci cu cabină. Păi întindeam tot malul, sunt dispus să plec, m-am urcat în ea și mă mut de colo-colo. Deci întindeam tot malul cu bagaj, cred că știți din călătoriile de dinainte. Așa... Poate pentru prima ieșire sunt puțin aglomerat, acum știu ce am de făcut la următoarea, ce selectez să iau și ce nu. Am independență energetică, am panourile solare, am încărcare pe motor, am maragaz, am tot ceea ce îmi trebuie înăuntru. Dimineața poți să ieși pe mal să îți rezolvi problemele, te speli, te-ai urcat, i-ai dat cheie și ai plecat mai departe. Cred că vă place și noastră ce vedeți. Ziua de astăzi este chiar superbă. S-a prins un șalău. S-a prins un șalău. Prietenul de la Băicoi Kempes a băgat o coadă de probă. Mă mir că a pus gura, dar a prins un șalău la vreun chil și ceva. Încolo, caras a mai luat
plăticuță, iarăși avatul, acela zici că sunt gemeni, tripleți, toți trei până în jur de jumătate de kilogram. Am prins și mai mic, avada i-am dat drumul, niște stilouri, niște alea care nu merită să ne batem joc. Încolo, toate bune. Prietenii mei au acolo grupul lor, ne respectăm unii pe alții, ne respectăm teritoriul, să spunem așa, precum animalele. Stăm pe ele. Stăm pe ele și vedem ce iese. Dragilor, o altă parte a povestei noastre reprezintă frumusețea locului. Am să încerc să merg împreună cu fratele Pandele. L-am luat puțin la o plimbare să mergem în locurile astea frumoase, să vă arăt și dumneavoastră cam ceea ce iubim noi. Uitați-vă, este într-o zonă destul de apropiată de noi. După cum vă spuneam, am plecat puțin la drum. O mică problemă tehnică, să spunem așa. N-am dat drumul la benzină, se mai întâmplă. Vă las să admirați în continuare. Deci, asta este insula mică a Brăilei, cum îi spune. Este o zonă protejată. O zonă protejată și bine se întâmplă că este protejată, deoarece omul are mai puțin acces aici, cel puțin omul rău. Nu mi s-a întâmplat să văd decât de o dată sau de două ori electricienii, să le zic așa, prin zonă. Restul, rangerii își fac treaba, inclusiv la controlele de permise, inclusiv la controlele în ceea ce privește cei cu plasele și cei avizați aici nu au voie să pescuiască. Este o zonă fără mizerie, în primul rând, după cum vedeți. Este o deltă, o mini-deltă de care nu toată lumea știe și nu mă bucur că nu toată lumea știe. Ideea este să vii să fii om. Dacă ești om, în locul ăsta poți aprecia. O să vedeți, nu pot să întorc camera pentru că conduc păsării de toate neamurile, exact ca în delta Dunării. Fiind o zonă protejată, aici își fac cuib, au habitat o mie și una de păsări, animale, printre care și șacalii nelipsiți. Intrăm undeva într-o zonă, sper să ne mai auzim. Am să vă las cu frumusețile locului. Da, frumusețile naturii. Suntem încă la început. Sper să ajungem, vântul bate foarte, foarte rău. Sper să ajungem cât mai departe, să putem viza. Vreau să mă uit pe sonar. Apa la ora actuală, când ne plimbăm noi și când pescuim, că efectiv suntem la o partidă de pescuit, după cum știți, are 13 grade, că suntem pe o zonă cu anafoare, așa zisele anafoare, locuri unde curenții sunt foarte puternici, adâncimi foarte mari. Deja începe să crească puțin apa. Încercăm să ne menținem undeva pe jumătatea ei. Și pentru mine încă este o zonă mai puțin bătută și de aceea încerc să țin șenalul cât de cât. Sunt undeva câteva zone cu plajă întinsă cu nisip și chiar în perioada în care vorbim acum, chiar dacă apa este foarte mare, putem rămâne lejer potoliți. Dăm puțin înainte, mergem la relantinoare, rost să trage de motor. Barca este plină ca la venire.
Ea vrea să menajăm și motorul și parca. Sper să se vadă, să se vadă efectiv ceea ce urmărim, să se vadă frumusețea locului. Undeva va trebui să dau și de fratele Cabral. Știți foarte bine, Nicușor Niță, Cabral Oltina, canalul pe care vă rog să-l vizionați, pentru că pentru mine este un pescar bun, aproape de săvârșit, și omul care m-a adus în aceste locuri, în aceste locuri care pentru mine reprezintă un colț de rai. Sper că vedeți și dumneavoastră pe unde filmați sau pe unde vedeți alte embarcațiuni. Aici e puțin sălbăticie, în momentul în care filmăm nu avem niciun fel de semnal la telefon, suntem pur și simplu în pustiu, cum ar veni. Dacă Doamne ferește s-ar întâmpla ceva, doar cei care știu că am plecat după locație ar putea să știe de noi. Încolo sălbăticie adevărată. Canalul pe care noi o să mergem, cel puțin până când dăm de fratele Cabral, sper, este undeva, cum îi spune pe aici, în Anaforul 3. Canalul, cum vă spuneam, are o lungime de aproape, am înțeles, vreo 20 de kilometri, pleacă dinspre Giurgeni și ajunge undeva la Stâncuța, județul Brăila, deci reprezentăm o mare parte a insulei mici a Brăilei. Este o zonă frumoasă, este o zonă deosebită, este o zonă protejată, o zonă încă virgină, pot spune. Sper că vedeți că nu există o urmă de civilizație, așa între ghilimele, pe marginile canalului. Nu există gunoi, nu există civilizația aia impusă de om și prost înțeleasă. Aici găsești animale, dovadă că n-are cine să vină aici să strice. Există o turmă de animale care e lăsată în voia sorții, cum se spune, în voia sorții, care pur și simplu trăiește ca în sălbăticie. Am înțeles, nu știu dacă am dreptate sau nu, cum îi spune, proprietarii animalelor vin decât să ridice bunurile, cum ar fi viței. Să sperăm că rămâne așa. Sper că vă place. Încercăm să poziționăm puțin camera. Sper că vă place. Recomand tuturor să vină să pescuiască în astfel de zone, dar cu condiția, între ghilimele, că nu suntem noi în măsură să punem condiții, cu rugămintea de a respecta natura. Undeva în depărtare se mai vede un pescar. Țineți cont că suntem la vreo 11 km de civilizație. Hai să ocolim ceva. Deja suntem pe 10 metri aproape, 8 metri și ceva adâncime. Mergem pur și simplu ca în aceleași condiții ca în delta Dunării, pe canalele sălbatice, numai că acolo sunt suprapopulate, sunt supracivilizate, să spunem așa. Nu, e altcineva. E un pescar venit dinspre Brăila, că n-a trecut pe lângă noi, nu mi-aduc aminte. Da, este și Cabral înainte. Cred că e barca lui ailaltă. Cred că vedeți undeva în stânga sensului de mers al nostru, două bărcuțe care în care se află pescari înrăiți, că numai nebunii vin în zonele astea. Da, cred că vin dinspre Brăila, pentru că nu au altă cale decât să vină din partea cealaltă, pe lângă noi nu au trecut.
tot. Da, nu este Cabral, dar tot o barcă verde ca a lui. Merge cam slăbuță, asta este după vântul ăla. Toată lumea cu speranța capturii, dar noi am plecat să arătăm frumusețile locului. Cui nu-i place trece peste pasajul ăsta, dar am eu așa presimțirea că am foarte mulți iubitori de frumos pe printre abonații canalului meu. Uite aici în stânga Pandelică e un loc de caras. Uite acolo în ghiolul ăla, vezi? Acolo undeva cred că poți să dai și la undiță. În ghiolul ăla. Nu e curent mai deloc. E o mică anafor înainte și după care ia să văd sonarul. Hai să văd și tu. După 7 metri, deci îți dai seama că e frumusețe. Aici aduc eu. Da, și aici. Sper că vedeți locuri superbe de pescuit. Uite, acolo se mișcă apa. Acolo poți să dai lejer la plută, cum sunteți voi iubitori și eu de undiță. Lăsăm peisajele să vorbească și încerc cu riscul de a pierde încă un telefon. Nu de telefon mă doare, cât mă doare de registrare în sine. Vă las să admirați frumusețile locului. Ia uite aici, lângă butuci, să stai legat de butucii aia, să dai în curent înainte. Presupun că unde a căzut pomul a ieșit adâncime, că nu se mai vede decât un sfert din el. Leger. Țin să mulțumesc fratelui Nicușor Cabral. El a fost cel care m-a adus și mi-a arătat locurile de pescuit aici. Puțin dintre confrații noștri, să spun așa, fac lucrurile astea. Mulți ține în secret. Într-un fel e bine, într-un fel e rău. Presupun că dacă s-ar face mare tam-tam pentru locurile astea, pentru frumusețea lor, vor apărea și cei care nu iubesc, care nu iubesc cu adevărat natura. O să încercăm... Superbă natură, da. O să încercăm cu ajutorul bateriei telefonului să filmăm măcar până, cum îi spunem noi, în anaforul 3, să ne întâlnim cu fratele Cabral, după care vom întrerupe, mai avem vreo 12%. Ia vezi ce adâncime avem. 6,70 metri. Și apa 13 grade pe 3 aprilie. Destul de caldă, dar și un inconvenient pentru pește, cred că s-a încălzit puțin cam repede și încă nu s-a aclimatizat. Iată-ne la întâlnirea cu un alt împătimit. Presupun că vin din partea cealaltă, dinspre Brăila, v-am spus, accesul dinspre partea canalului unde suntem noi campații, din câte știu eu, este unic, poate fi vreun canal lateral de care nu știm. Da. După cum vedeți, fratele Cabral, despre care vă spuneam, cel căruia îi sunt dator cu faptul că m-a adus în aceste locuri. Vom pune pauză și revenim.
Dragilor, ne-am întâlnit cu fratele Iorgu și cu Nicușor, de cel care v-am povestit că... Și aici arată și... Da, da, pe pendulă nici vă mai arăt. Ia, ia uite-și pe pendulă. Uite-și pe pendi. A schimbat câteva cuvinte și ne-am adus aminte de prietenii noștri și ne ducem către înapoi. Suntem ca la jumatea canalului. Data viitoare, poate dacă e barca puțin mai descărcată, mergem până la capăt. Hai să vedem. După ce am încărcat puțin telefonul și după ce am imediat după ce am ajuns la locul nostru de pescuială, să-i spun așa, i-am dat drumul la treabă. Sonarul până în locul unde a fost alături de mine cu filmarea pe canal nu arată pește. Nu arată pește, foarte puțin, mărunțel. Este posibil ca încă apa să fie rece. Eu sunt mulțumit lui Dumnezeu pentru ocaziile care mi s-au dat și câteva driluri de care m-am bucurat. Sperăm că și în continuare vom avea această plăcere. Se lasă seara, încă o zi fructuoasă din punct de vedere al pescarului de sălbatic, da? Al celui iubitor de mărimea juvelnicului, poate nu chiar așa de fructuoasă. Dacă vom avea ceva acțiuni iarăși ca și în ziua precedentă, vom pune, dacă nu, ne revedem. Aola, 6 dimineața. Bine v-am regăsit. S-a luminat de ziua, văd că începe ușor, ușor. Parcă se mișcă balta. Este o zi asemănătoare celei de ieri. Să sperăm că poate azi, fiind și ultima în care pescuim aici în zonă, va fi și o zi fructuoasă. Puțin din frumusețile locului. Hai la atac! S-a făcut și de ora 8 un singur caras mai îmbrăcat, așadar un caras caracudă, pentru cei care știu sălbaticul, acela rotund, diferit de ce am prins ieri și alaltăieri, un caras frumos. Încolo multe trăsături, dar fără finalizare, să spunem așa. Foarte multă plăticuță mică. Am văzut la prietenii mei că am mai ciugulit, eu rămân totuși pe acele mele de 7-8. Să facem puțină selecție dacă e să fie. Am luat câteva plătici frumușele, chiar frumușele, nu se pune problemă. Vă cum știți, nu plecăm de acasă, că a crescut tarib la foame. Plecăm de plăcere. Nu ne ducem nici cu rușinea, dar nici nu facem cum fac alții cu dorința de a umple neapărat juvelnicul. Dacă te-ai întors supărat de la o partidă de pescuit, înseamnă că sunt ceva probleme. Sau înțelegem diferit. Respect fiecare, pe fiecare înțelege cum vrea pescuitul ăsta. Nu știu dacă vedeți, e puțin activitate pe fiecare. Dacă te uiți, crezi că se vede cum... A, și-am mai prins scoici. Ieri cel puțin o scoică, n-am mai văzut de mult, o scoică de un kil. Am ținut-o puțin în găleată să se desfacă, că n-am vrut să o omori, am dat drumul. Trebuia să-i sparg cu chilia ca să-i scot acu. Și azi dimineață o scoică așa spre palmă. Deci dacă te miri de ce-ți dispare momeala, raci, doi raci, mi-a fost frică că nu trăie și i-am eliberat. Nu pot să-i pun împreună cu peștele, că îl zăpăcesc peștele și moare în juvelnic și e păcat de el. Azi, dacă am prinde raci, am ține, că până mâine n-ar fi niciun fel de problemă. Apa în continuare, ia să vedem. Treci pe grade apă. Deci apa nu a scăzut
Uite că avem puțin activitate aici, să vedem dacă se concretizează. O germina de 40 de ani. Cu mulineta aferentă. Știți mulinetele mele, da? Deci 80% am mulinete peste 30 de ani de zile vechime, de care nu mă despart. Vorba unor prieteni, păi dacă vrei să te găsească lumea pe tine, trebuie să mulinezi puțin, că vine după zgomot. Și te găsește om. Frumos. Și prietenii mei văd că au făcut ochi. Eu mă mut, m-am mutat și ieri, am fost puțin în plimbare și împreună cu dumneavoastră, sper să vă fi plăcut. M-am dat mai stânga, mai dreapta, m-am dus cu sonarul puțin, am căutat, am o groapă mare aici în față, unde dau eu la 6 metri de mine, o groapă de vreo 8 metri și ceva, cu un prag. Am mai ciupit. Toată lumea s-a văitat, deci tot ce am fost ieri pe canal și am vorbit de duminică încoace nu a tras peștele. Până la urmă, eu sunt mulțumit. Stăm pe ele, vedem ce iese. Iată că s-a făcut și de un 10 dimineața, a ieșit soarele, e o zi frumoasă. Dimineața a fost mai mohorât așa, dar văd că soarele ne iubește astăzi. În afară de carasola, două mărtăciuni de o plăticuță și un bolos, încolo nu e activitate astăzi. Chiar nu este, până la ora asta cel puțin. I-am dat să mănânce vreo, cred că vreo 5 kg de nadă de aia făcută de mine, cu muguri de lucernă și cu cereale. Am aruncat-o în apă, să vedem dacă vine ceva pe vadă. Vreo două brichete de, cum îi spune, de avat, pe care le-am dat drumul. Multă mizerie și din mizeria asta n-a fost dată să scot firul cu iarbă și cu plastic. Deci mult plastic pe, foarte mult plastic pe apă. Extraordinar de mult plastic pe apă. Asta e un lucru rău. Asta e. Degeaba arătăm cu degetul, noi facem. Noi prin prostia noastră lăsăm mizeria asta. Deci vă dați seama dacă multă rafie de asta, nu știu de unde, de pe la plase, de pe la, de unde, de la plase de pescuit, ceva ca un fir așa puțin mai gros, dar din polietilenă, din care vine pe apă. Ori a fost pe undeva aruncat gunoi ceva și acum la îl bagă Dunărea pe canale. Dimineața a sărit crap frumos pe partea cealaltă. Eu am trecut pe babă de porumb astăzi, mă dedic, două sunt pe astea mai micuțe, două, chiar trei, două pe viermuș și una pe cocoloș de mămăligă. Celelalte trei pe babă de porumb și așteptăm. Dacă o fi să dea bine, dacă nu, ce dracu, aia de la Hale mor de foame. Mai stăm, vedem ce ieși. 12:30, a început puțin vântul să bată, numai albitură, deci plătica, pe două am schimbat acele, am pus niște ace mai micuțe și imediat a intrat plătica, adică am putut să o și agăț. O roșioară la vreo jumătate de kilogram, ceea ce n-am mai văzut de mult pe Dunăre. Colegii mei, a venit fratele Cabral, că le-a promis, s-au cunoscut ieri, alaltăieri, cu cel de la Băicoi se cunoștea dinainte și i-a luat la plimbare să le arate canalul. Sunt singur-singurel, oricum eram singur pentru că eu stau puțin separat. Nu-i de supărare, dar fiecare cu metehnele lui, cu tehnica lui, cu viața lui, cum se spune. Stăm pe ele. Am trecut de ce le-am lăsat pe alea pe porumb, am trecut pe, uite acum, am o trăsătură. Norocul omului că a fost, norocul meu că a fost în directul noastră, nu știu dacă l-am agățat pentru că eram cu telefonul în mână și sunt în continuare, nu l-am agățat. Să încerc să recuperez, să vedem ce a rămas, să vedem dacă a dat
tot suntem aici, dacă a dat în boaba de porumb sau în altceva. Asta e pe boaba de porumb. Ia să vedem, stai să nu închidem cumva înregistrarea. O, pășică. Hai că le-am încurcat cu telefonul în mână. Gata. Așa, ia să vedem dacă a mai rămas ceva în... N-a mai rămas nici în coș și nici... A luat și baba, a luat tot. Da. O vom arma și... Îi dăm înainte, vedem. Deci cred că a fost trăsătura destul de serioasă de caras, de ceva, de albitură mai mare, pentru că a luat baba de porumb. Am revenit. S-a făcut și ora 2. Activitate normală, ca și ieri. Plătică, caras n-a mai ieșit. Plătică roșioară de asta de ciorbiță, să spun așa. Văd că au început să apară duminicarii. Pentru noi duminicarii sunt cei care nu-și permit decât sâmbătă și duminica din cauza serviciului. Am și un drill. Al doilea în direct cu dumneavoastră. O să opresc puțin că am o pană. Am scos una. Salut! Slăbuț față de zile trecute. După cum vă spuneam, intră băieții după navigabil, vin cei care la cursul, la sfârșitul săptămânii vin să se bucure de pescuit. Sunt în căutare de locuri. Locurile de data asta sunt puțin mai problematice, apa foarte mare. Îmi cer scuze că v-am lăsat puțin, dar bag momea la nac. Salut, să trăiți! Toată lumea după marea captură. Din câte văd eu, vin și prietenii mei sau de gura lui Cabral. Înseamnă că s-a terminat plimbarea. Trag către locurile de baștină. Sper că vedeți ceva, nu știu ce vedeți, îmi cer scuze, nu pot să bag viermuș, n-am mai pus stativul. Ia să vedem. Îmi vedeți mâna mea cu viermuș. Așa, mai aveam unul roșu fugit, uite-l pe aici. E un viermuș și pun, și să știți că se cunosc rezultatele. Pun o picătură de ulei de cânepă și își iau un miros foarte strident, foarte, foarte puternic. Colegii au băgat undeva lângă mal. Stăm pe el, vedem ce iese. A revenit puțin după ce s-au mai liniștit puțin apele pe aici și s-au vizitat prietenii între ei și s-au mai șprițuit și... E păcat să auzi trivialități dacă tot ținem la hobby-ul ăsta nostru. Am rămas acum, s-a liniștit puțin atmosfera. Așteptăm să vedem. Am pus sacele din, mai sunt câteva ore de pescuit, măcar dacă e să mai avem vreo... Am avut o ruptură, am uitat să vă spun. Am avut o ruptură pe babă de porumb. Tind să cred că a cedat de lângă ac, de undeva. Ori am avut ceva înainte, probleme cu... Poate vă era dor de mine. Probleme cu o scoică și mă gândesc cu aceea și vargă. Mă gândesc să nu se fi frecat. Oricum am simțit ceva, cred că vreun ciortan. A fost vreun caraz mai mare, dar ciortan mai mult ca sigur după trăsătură, că... Mi-a dus vârful spre apă mult și pe urmă s-a eliberat imediat, s-a rupt. Asta este. Face parte din plăcerea pescuitului. Nu ne văităm, e pește destul pentru
a scoate din doliu tigaia, cum se spune. Patru zile superbe pentru mine. Eu am stat în barcă, patru zile în barcă, numai și numai în barcă, și am ieșit decât pentru necesități. M-am mutat, mi-am căutat gropile, le-am găsit, peștele mai răruți, dar eu personal am ciupit, nu vorbesc în numele altora. Vom vedea. Mai sunt câteva ore de lumină, e ora 4 după amiază, s-a dat ora înainte, deci ar mai fi vreo 3-4 ore de distracție. Stăm pe ele. Vine și seara, ora 5:30 spre 6 după amiaza. A bătut puțin vântul, n-a fost activitate vreo 2 ore și ceva. Văd că și prietenii mei, dacă pleacă mâine, au început să strângă tabăra. Noi mai stăm pe ele. Am mai ciupit plătică. Am două germine vechi. Culmea e că sunt amândouă, sunt de spinning și le folosesc cu un fir de 10. Cine nu crede, uitați aici. 0-10 linie cu 10 și for făcut, dar cu agrafă între ele, și am scos plătică la 200-300 de grame. Da? Cu astea mai mă distrez. Celelalte le-am lăsat pe lucruri mai serioase, să spun așa, între ghilimele. Începe să apară părerea aia de rău că se termină mica escapadă, mica vacanță, dar totul are un început și un sfârșit. Vedem, trecem noaptea și mâine dimineață. Oricum, cred că ne mai vedem în seara asta, că mai stăm pe el. Vă povesteam de firul de 0,10 și de plătică mare. Totul este să fie un fir de cât de bună calitate și să îl ții din drill. Sper ca virgulă camera să proceseze încă crâmpeiul ăsta de lumină care îl mai avem, ora 8. Vreau să vă spun că cu rapandulele astea două, ce mai vorbim de serturi, de tot felul de teflonate, de nu știu ce, rapandulele astea două au scos vreo 20 ceva de plătici, ați văzut, între 200 și 500 de grame. Cel puțin asta pe firul de 10, firul de 10 a făcut furori. Sper să și țină până mâine. Plătica, mai erau câteva. Da, ține. Așa, mâine dimineață s-o luăm din loc. Deocamdată o să aprindem și luminile. Colegii mei sunt puțin euforici, este treaba domnilor lor. Avantajul cabinatei. Pur și simplu stau la pește, dân și strâng ca la balucul de vreo 3 ore. Haide să luăm o pauză, să nu auzim și alte neauzite. Asta este. De-aia iubesc singurătatea de multe ori. Ce auziți sunt șacalii. Deci ce auziți noastră sunt șacalii. Mai mult ca sigur, băiatul ăla de la Băicoi este mor de frică, o să arunce cu petarde. Deci ăștia sunt șacalii din Delta și după Dunăre. Dragilor, s-a făcut și ora 9 și un pic. Deja văd că telefonul mă mai ajută el, dar este întuneric. Noi avem posibilitatea să stăm, dar cred că s-a răcit puțin apa și s-a retras și fratele pește. Am avut un concert al șacalilor, nu știu dacă l-am prins ceva mai devreme. S-a auzit un clopoțel, cineva mă contrazice. După cum vă spuneam, un concert al șacalilor, cei care stau cu inima, sunt slab de inimă, nu este recomandat mediu. Aia e teritoriul lor. Nu pot să vă doresc decât o noapte bună și ne revedem mâine înainte de plecare. Dragilor, am plecat la drum, l-am luat pe fratele Pendi să-l duc către casă, ceva bagă din bagajul lor și am plecat la drum.
ușor, ușor. Barca este supraaglomerată, dar ne descurcăm. Uite, aici e unde sunt sacoșile alea, așa e rampa, de unde scoți râme. Ai înțeles? Da, din prima rampă acolo mulți se duc, dar nu e mai mult nisip. Aici e pământ de la și e numai râmă de aia de pădure. Acum dacă te duci și ai dat 2-3 cazmale... Unde, ce zonă? Mai spre pădure sau în zona aia acolo? Te duci în pădure, pe la picioarele pomilor, când e udătură, când e uscătură poți să... Sau dacă e uscătură, vin mal. Înțelegi? Unde scade apa, că ele ies. Dar acum te duci la primul pom în pădure acolo, că e puțină mlaștină, trebuie să ai cizme ceva. Ia uite. Scoți râmă. E o chestie aici, învățată și de mine, de la Cabral de la Neasandu, la bătrânul. Peștele cam mănâncă ce găsește el în zonă, înțelegi? Nu mănâncă ce-i dăm noi chimicale. Și dovadă, uite, acum eu n-am dat decât pe fierbi și pe râmă. Și pe mămăliga, care e sfântă. Așteptăm să ieșim în navigabil și revenim. Da, și de la mine. Uite, bă, frumusețe aici. Uite și tu frumusețe. Ți-am zis, păcat că ieri când a băgat mizerie pe canal curentul, numai plastice pe fir. Dimineața acum o pungă, ai văzut ieri vreo două pungi de la 9 metri, 11 metri. Ne simțiți, noi le facem și asta vin, poate să vină vorba aia din Germania, de la satul mare, de unde, pe unde le curăță râurile. Mai las așa să se vadă frumusețea locului. Ieșirea. Așa, du-te mai spre centru, că e o limbă de nisip aici la ieșit. Avem cursuri de barcagii. O să vă luați barcă ca sfat, voi faceți întotdeauna cauți. Treaba voastră ce faceți, că pe a mea sau pe alta, dar dacă vă luați barcă, întotdeauna cauți șenalul, pe mijloc, înțelegi? Că mijlocul niciodată nu se... zi, nu se colmatează. Da, dar e numai nisip. Și e bine că aici, dai după când ieși acum navigabil, uite, chiar filmam și pentru băieți. Când ieși navigabil în stânga, dai în butuci la crab, dar trebuie să stai toată ziua legat și asta. Și cum a fost vântul ăsta acum, dă-te puțin încolo. Așa. Ați văzut canalul, eu zic că este superb. Încolo și... V-a plăcut, a? Canalul. Săptămână. Nu, mă, canalul. A, așa. Super. E ca în delta, pur și simplu, exact ca în delta. Du-te puțin încolo. Limba asta de pământ, uite, limba asta de nisip, de aici, când scade, aici se face povârnișul ăla. Când scad apele, e ca un stăvilar, înțelegi? Și curentul e foarte mic, intră foarte puțin. Ba, cred că da, lasă la mic. Punem pauză că vine o barcă. Așa, am ieșit pe navigabil. Încolo, Brăila. Încolo, Constanța. Eu cred că sunt acolo. Da. Uite, aici am butuci, vezi? Nu sunt decât e o singură barcă. Unde vezi? Două. Sau două bărci. Păi de obicei sunt bărci una lângă alta, când mușcă treab. Hai să ieșim după șenal, să mergem pe partea aia, să mergem tango. Dragilor, ne întâlnim la rampă. Nu putem și conduce și filma. Cred că v-a plăcut până acum. Dragilor, aici se încheie o altă ieșire, zic eu, memorabilă de-a noastră. M-am chinuit o oră, noroc cu fratele Pandele, care are o dubă de matras. Noroiul foarte, foarte mare.
Deșteptul de Florin a dat cardanul jos să schimbe cruce cardanică și am venit numai cu fața. Și să mă ierte Dumnezeu, bate precum un cal din ăla care nu vrea să tragă la căruță. Asta este. Data viitoare venim pregătiți. Adică noroaie de genul ăsta. Bun. Ne așezăm la drum. Ne așteaptă ceva drumuleț. Să ne dezbrăcăm de vestă că am terminat cu ea. Așa, Kinga nici n-am dat-o jos acum acasă, oricum mașina este într-un hal fără de hal, dar săraca ne duce, ne aduce și ne face toate poftele. Altceva ce aș putea să vă mai spun decât că, ca de obicei, părerea de rău că se încheie și de asta dată o ieșire frumoasă, așteptăm să treacă prohibiția, poate călcăm pe la 6 martie, pe la Sălcioarele, fiind la Razelm acolo și fiind în sălbăticie, chiar dacă e cu plată, măcar știi că dai 50 de lei ca să fii în habitat. Hai la drum, Doamne ajută! Florin Pescar, nu vă salută și la bună vedere!